Ședința ordinară a Consiliului Local Mediaș aferentă lunii octombrie este programată la mijlocul săptămânii. Aleșii au în mapele de lucru număr de 18 proiecte de hotărâre asupra cărora trebuie să se pronunțe. Unul dintre proiecte se referă la aprobarea execuției bugetare a municipiului Mediaș pe trimestrul 3 al anului 2023, iar un altul vizează includerea în domeniul public a municipiului Mediaș a unor obiective de investiții. Este vorba despre extindere rețele de iluminat public în Mediaș, strada Nucului numărul 9, strada 1 decembrie, numărul 30, strada Vlădeasa, strada Tomis, strada Stadionului, intrare în Valea Lungă și respectiv extindere rețelei iluminat public în Mediaș, șoseaua Sibiului, numărul 148 și strada Rora Mare. Consilierii locali medieșeni se întrunesc în ședință ordinară în data de 26 octombrie 2023, pe ordinea de zi aflându-se 18 proiecte de hotărâre. Printre altele, aleșii locali medieșeni vor decide asupra repartizării unei locuințe pentru tineri construite prin ANL, soluționarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru tineri și prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru același tip de locuințe din municipiul Mediaș, dar și aprobarea listei de priorități pentru anul 2024 în vederea repartizării locuințelor sociale din fondul locativ al municipiului Mediaș. Ordinea de zi integrală a ședinței Consiliului Local poate fi consultată pe pagina oficială de internet a primăriei Mediaș, la secțiunea Consiliului Local, Ordinea de zi. Ședința din această lună se va desfășura joi de la ora 16 în sala mare de ședințe a primăriei.